În bisericile ortodoxe a fost săvârșită astăzi pentru prima dată în acest post liturghia darurilor înainte sfințite. Această slujbă se săvârșea la început seara, la vremea vecerniei, credincioșii ajunând în ziua respectivă. În timpurile noastre, în majoritatea bisericilor, liturghia darurilor înainte sfințite este oficiată dimineața. Pentru că această perioadă este una de pocăință, părinții bisericii au hotărât inițial ca în postul Sfintelor Paști să nu se săvârșească Sfânta Liturghie în afara zilelor de sâmbătă și de duminică. Existau însă foarte mulți credincioși care doreau să se împărtășească și în restul zilelor din săptămână. Astfel, a apărut în cult liturghia darurilor înainte sfințite, în cadrul căreia sunt folosite daruri sfințite la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare, săvârșite în sâmbăta sau în duminica precedentă. Este o rânduială specifică postului mare, care odinioară în biserică marca ceremonios, prin tipicului deosebit, rânduiala împărtășirii credincioșilor râvnitori. Se săvârșea în general seara și răspundea cumva nevoii de asceză și râvnei aprinse a credincioșilor. Din punct de vedere canonic liturgic, ea a apărut destul de târziu comparativ cu celelalte liturghii, a Sfântului Vasile și a Sfântului Ioan Gură de Aur. I se atribuie Sfântului Grigorie dialogul, dar ea este reglementată, semnalată și generalizată de Sinodul 6 Ecumenic, prin canonele 32 și 52. Pe de altă parte, din punct de vedere tipiconal, observăm că structura acestei rânduieli liturgice este practic structura unei vecernii dezvoltate. Deci liturghia darurilor are un accentuat caracter vesperal de seară. Cântările, imnografia ei, subliniind această taină a împărtășirii cu adânc mister al lui Hristos nouă credincioșilor și slujitorilor. Astăzi, în biserici, în mănăstiri, din motive obiective și de practică a vieții noastre, se săvârșește dimineața, dar această săvârșire a liturghiei, dar o dimineața și seara, arată de fapt că în postul mare, timpul capătă o grăbire a lui, capătă o accelerare pascală, timpul năvalnic curge spre Paști. Se vorbește de o mistagogie a timpului liturgic, de o rânduială a timpului care capătă o conotație sacramentală, adică Hristos dorește să ne se împărtășească nouă, iar noi ne pregătim să-L primim, în primul rând, prin cântare, prin rânduielile de post, prin asceză, prin rugăciune multiplicată, prin fapte bune și în special în chip euharistic. Liturghia darurilor răspunde la aceste năzuințe ale credincioșilor noștri. Liturghia darurilor înainte sfințite se poate săvârși în postul mare de luni până vineri, cu excepția zilelor aliturgice. Acestea sunt luni și marți din prima săptămână a postului și vinerea mare, când nu se săvârșește nicio liturghie din cele trei ale cultului ortodox.